Această acțiune am organizat-o în urma unui zvon, precum că parlamentarii nu ar dori să treacă sau să voteze cele două ordonanțe, ordonanța 114 pe 2007 și ordonanța 28 pe 2008. Una este legea mediului, care până în 2007 permitea schimbarea parcurilor în zone construibile, ordonanța interzice, și a doua este legea urbanismului, care permitea până acum ca cineva să cumpere un teren pe care teoretic avea voie să construiască un etaj, să plătească un urbanist, să plătească pe cineva la primărie și să obțină drept de construire pe 6 sau pe 8 etaje. Ceea ce se întâmplă în acest oraș și în alte orașe ale țării ne demonstrează că există, din păcate, personaje atât de negative cât nu se sfiesc prin aprobările pe care le dau, prin construcțiile pe care le ridică, prin afacerile care le fac, să distrugă pur și simplu omul, să-i distrugă sănătatea, să distrugă dreptul copilului la o joacă într-un pic de iarbă verde sau la umbra unui copac. În interiorul parcului este un complex mare imobiliar care se va dezvolta. Dacă faceți o vizită puțin mai în adâncul parcului, o să găsiți un mare șantier unde se scavează puternic. Va fi foarte frumos, vă garantez. Beton, sticlă, minunat. În Zagreb, în urmă cu 4 ani, a venit un investitor care a vrut să construiască un bloc de 20 de etaje în parcul central și în momentul au ieșit de 100.000 de oameni. Proiectul nici n-a mai îndrăznit să se fie pus pe agenda publică. Primiți un simplu alocat cât a putut să dea. Cred că este o treime din alocația lui aproape, nu? M-am gândit foarte mult, cine ia cam o oră ca să distrugem un parc sau să tăiem o pădure, de-a mea decenii ca să replantăm, ca să refacem cum a fost. Putem să luăm decizia ca să distrugem orașele noastre, spațiile noastre verzi. Putem să luăm decizia de a otrăvi aerul, de a contamina solul, de a distruge apa. Dar în același timp trebuie să știm că cu toții suntem vinovați. Părinții voștri sunt foarte ocupați. Au servicii după care se ocupă de voi. Să vă faceți lecțiile, să vă cumpere lapte, să vă încarce în mașinile de grădiniță și așa mai departe. Spuneți că le rezervați parte din timpul vostru ca să se dedice spațiilor verzi. E clar că n-are lumea timp să se implice, dar de aici până la lăsa senzația că nu ne pasă, nu e decât un mic pas. Se distrug casele pentru a se clădi monștri mari, dar monștri mari aduc bani. Și nu aduc sănătate celor care asistă neputincios, la felul în care e distrusă cultura, istoria Bucureștiului. Avem și câteva semnături, câteva mai multe, sunt peste 2000 de semnături de la cetățeni strânse pe foaie. Avem un sondaj de opinie la nivel național, luat de poziție oficiale din partea mai multor asociații. Am fost astăzi câțiva oameni, o mână de oameni, poate aceleași persoane care ne vedem de fiecare dată la fiecare meeting. În schimb, avem nevoie de ei toți. Pentru că cei de la primărie nu o să se sperie de 100 de oameni cât ne-am strâns noi astăzi. Urmărind detaliile, o să vedeți că sunt niște lucruri foarte frumoase. Case care sunt făcute pentru oameni. E acel tip de viață care se îmbracă într-o arhitectură specifică orașului București și care nu este stridentă, nu este țipătoare. Vă invit să vă plimbați prin zona Sfânta Vineri sau în zona Mântuleasa. Sunt case care nu ies cu ceva strident în evidență. Sunt pur și simplu niște case frumoase, modeste, care sunt frumos amplasate într-un context. Până la urmă, cred că o casă nu aparține doar celui care stă în ea,
ci și ochiului care merge pe stradă și le privește. Sunt cartierele care apar la marginea orașului și care sunt, de fapt, niște blocuri culcate pe orizontal. Eficiența asta de a avea un mod economic de a construi a dus la niște situații ridicole. Casele sunt toate la fel. Întotdeauna politicul a dictat în jocul acesta, nu? Și arhitectura a trebuit să suporte consecințele, să execute lucrurile astea, nu? Și înainte, ce să zic, secolul 17, 18, 19, chiar și la începutul secolului 20, când se făcea o operațiune de urbanismă, când se crea un cartier sau când se... Era tot arhitectul și cu cel care avea puterea de decizie care făcea treaba. Numai că între timp, în timpul în care la noi asta a continuat până chiar și acum, deci tot așa se întâmplă lucrurile și acum, în alte părți lucrurile astea s-au democratizat cumva. Adică, hai să vedem și ce spun oamenii care locuiesc acolo, cei care mai au terenuri, lângă terenul pe care îl are primăria și vrea să facă ceva, ca să se armonizeze interesele, să se găsească zonele alea, dacă vreți, de suprapunere. Eu acum susțin că urbanismul are legătură cu orice. Are legătură și cu socialul, are legătură și cu ecologia, cu spațiile verzi, are legătură cu dezvoltarea economică, are legătură cu ce vreți voi, are legătură. Bucureștiul este un oraș așezat pe un sol de aluviuni adus de Dâmbovița și de Argeș. Nu e un sol pe care poți construi ca în Manhattan. În Manhattan, într-adevăr, este o insulă de granit pe care poți să faci și fundații monumentale. Blocurile acelea super înalte sunt justificate pentru că stau bine în terenul acela. Să construiești zgârie nori în nisipurile din marginea Dâmboviței e destul de complicat. Se poate, evident se poate, dar e mult mai scump. E nepermis de scump pentru cât s-ar cheltui pentru fundația sigur a unui asemenea bloc. După aceea gândiți-vă că un asemenea turn este într-adevăr visul oricui arhitect să construiască un turn. De ce să fie un oraș atât de mare? Când putem să fim fericiți și într-un oraș mai militar. Discriminare economică, da, se poate vorbi. Adică, ați văzut în declarația aia pentru București, dreptul la oraș și obligațiile față de oraș și toată discuția aia. Dreptul meu este să fiu tratat în mod egal ca ceilalți cetățeni ai orașului. Ori în momentul în care un investitor privat are bani și poate să facă regulile de urbanism pentru bucata în care întâmplător mă aflu și eu, și el îmi spune mie cât pot să construiesc și, de fapt, cum spune mie cât pot să construiesc, eu oricum n-am bani să construiesc, deci asta e, dar și ia el niște drepturi să construiască mai mult decât mi-aș plăcut mie, că mi-a soarele, vine, face un dăsta de birouri și aduce flux de mașini acolo într-o zonă rezidențială, care n-ar fi trebuit să fie atât de intens vizitat, adică nu a fost gândită să fie așa, tot felul de probleme. Da, deci este o discriminare, în sensul în care nu ar trebui de... Urbanismul s-a născut din nevoia de a pune în balanță interesul individual-privat cu interesul comunității. Deci, practic, regulile de urbanism există tocmai pentru a asigura fiecare cetățean că va fi tratat în mod egal. Și dacă eu am un plan urbanistic general care zice astea sunt regulile pentru tot orașul și l-a făcut primăria, pe tot felul de analize interdisciplinare, pe nu știu ce, dacă el e făcut bine, eu ar trebui să îl păstrez ca atare. Pentru că a fost gestul pe care l-a făcut primăria ca să reglementeze modul în care se va dezvolta orașul. Din punctul meu de vedere, de Boita Center e... Era pe aici, dar dacă n-ați venit... Proiect greșit înțeles și de administrație. Prost făcut de cei care îl concep și necunoscut de populație. Din punctele astea trei de vedere, îl consider ilegal.
aici ilegal din cauza că nu îndeplinește o serie de condiții, începând de la primul gând care a încolțit locul ăla și pernicios pentru dezvoltarea Bucureștiului din cauza că odată pus în operă va genera în jurul lui efecte proaste. Dacă ar fi să enumer câteva dintre ele, ar fi următoarele. Poate nu chiar în ordinea în care o să le spun acum, dar cam astea le disting. Odată lipsa de relație normală cu Dâmbovița și cu tot ce poate să însemne prezența apei. Prin faptul că cota lui de folosință, așa zisa cota zero, este mult deasupra cotei trotuarelor și din cauza asta se creează un teren complet artificial, sus. În al doilea rând, senzația de ghetto care se va obține prin izolarea unui patrulater enorm delimitat de cele patru străzi față de restul orașului. Deci este ca un fel de incintă cu legi proprii într-un oraș care e al tuturor. Din cauza asta îl consider total nedemocratic. După aia, cred că o să aibă efecte pe termen lung proaste pentru infrastructura și confortul locuințelor din jur, pentru că probabil că va schimba echilibrul apelor subterane. E o chestiune care nu știu 100%, însă o bănuiesc. O parte din decăderea de confort a zonei s-a produs în momentul când metrou a fost pozat acolo, pentru că apele subterane au fost ridicate mult peste cotele normale și acum cred că se va întâmpla același lucru. Și după aia mai există un atac direct pe care îl fac proiectului și o acuză frontală, și anume că prin modul cum e construit ca și structurare urbanistică, dezvoltă un ax de compoziție paralel cu Dâmbovița și care va invita în viitor construirea în Parcul Operei. Dar chestiunea asta este o chestiune evident urmărită de către afacerile imobiliare din zonă și nedeclarată, deci o consideră o înșelăciune în ceea ce privește dezvoltarea orașului. Într-un cuvânt, mă declar 100% împotriva proiectului și acest lucru l-am declarat și în ședința Consiliului Municipal, în Comisia de Urbanism, unde eram membru. Consider cu toată sinceritatea că acest proiect este ruinele casei radio sunt pur și simplu o rană deschisă în inima Bucureștiului. Este absolut rușinos. Și sunt foarte multe alte clădiri lăsate în paragină după Revoluție. Anul ăsta se fac 20 de ani de la Revoluție și de 20 de ani noi suntem cu acele ruine, cu acele rând deschise în inima Bucureștiului. Este motivul pentru care astăzi, te rog, ceilalți, am adus cu mine această inimă deschisă, pe care pe această inimă vă rog frumos să o închidem cumva. Haideți să terminăm cu rănile deschise din care strică imaginea orașului. Haideți să facem ceva odată pentru București. S-a vorbit despre parcurile din București, vis-a-vis, într-adevăr, vis-a-vis de proiectul Dâmbovița Center. Este un parc extraordinar. Decât să vorbim despre cum ar trebui ca nou clădirii casei radio să facem un parc, mai bine am vorbit cu investitorii să preia și parcul de vis-a-vis, parcul Operei, și să-l transforme pe acela într-un parc civilizat pentru oraș și să-i lăsăm în continuare să facă ceva bun din ruinele astea care ne strică orașul. În primul rând, el contravine legii mediului. Ordonanța 195, completată cu ordonanța 114, care spune că nu se schimbă destinația spațiilor verzi. O să vede foarte bine pe planul prezentat că niște clădiri urmează să fie amplasate pe sușia care e prevăzută în planul mai general ca spațiu verzi.
În al doilea rând, acest proiect contravine legii 122/2007, prin care a fost aprobat parteneriatul public-privat între statul român și investitor. În sensul că acest contract avea o anexă cu un plan, iar ce ni se prezintă azi este un alt plan. Și încă o remarcă legată de legalitate, legea 350 a urbanismului spune că un parteneriat public-privat se aprobă numai după ce documentația de urbanism a fost aprobată de Consiliul Local. Ori suntem în situația exact opusă, s-a semnat deja parteneriatul public-privat și acum se fac presiuni pe autoritatea locală să dea documentația de urbanism. Infrastructura nu este pregătită să primească atâta circulație, atâta trafic. Că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sunt 12.000 de locuri de parcare, dar ele vin și pleacă, vin și pleacă. Deci, în principiu, cam de 3 ori se spune că se schimbă pe zi un loc de parcare și tot ajungem la 25.000, 30.000 de vehicule estimate de noi acolo. Nu știu, aș fi vrut de... Pentru că e dezbatere publică, aș fi vrut să vorbească în favoarea acestui proiect și cineva care nu a fost plătit pentru el.